Povești de acasă. Prieteni, de-a lungul celor 18 ani de CCF Moldova s-au întâmplat multe scenarii demne de o poveste. În familiile în care noi intervenim, se întâmplă lucruri frumoase. E foarte important pentru noi ca acestea să aibă și un happy end. Eroii pozitivi din aceste povești reale sunt chiar protagoniștii din familii, dar și cei care ne ajută și ne susțin, cei care donează și care ne susțin pe diferite căi. Astăzi vreau să vă spun o poveste reală cu protagoniști reali și cu eroi pozitivi demni cu adevărat de o poveste. Era odată și este o mamă cu 3 fetițe. Mama era foarte, foarte muncitoare, lucra peste program ca să reușească să adune cât mai multe pentru copiii ei. În una dintre vizitele noastre în această familie, atunci când o ajutam să-și gestioneze mai bine banii, ca să reușească să cheltuie proporțional în fiecare parte acolo unde are nevoie, mama și-a cerut iertare de la noi pentru că a cumpărat ceva peste programul cu care noi ne-am înțeles. Ea îi cumpărase fetiților ei câte o pereche de cercei și câte o carte subțire de tot la fiecare fată. Mama nu își permitea să cumpere cărți, dar a făcut-o pentru fetițele ei. Fetițele erau foarte impresionate de aceste cărți. Mama ne spunea că petrece timp împreună cu ele și pentru a le învăța să scrie și pentru a le învăța alfabetul, să și citească. Ținea cărțile pe frigider. Am întrebat-o de ce le ține pe frigider cărțile la o înălțime mare unde copiii nu ajung la ele. Mama a luat această decizie de a pune cărțile pe frigider după ce fetița de 5 ani a rupt coperta cărții ei cu prințese și s-a culcat cu această copertă îmbrățișând-o. A întrebat-o de ce a făcut asta, iar ea a spus: pentru că vreau să dorm cu prințesa mea preferată. De atunci, mama a pus cărțile pe frigider sus. Această istorie m-a impresionat foarte mult. Este unul dintre cazuri în care dintr-un bob de grâu îl transformi într-un bob de aur. Această fetiță a transformat o copertă din carte într-o păpușă adevărată. Iar aici avem nevoie de eroi adevărați ca magia să se întâmple. După ce au ascultat această istorie, editura Prut International a luat rolul de erou pozitiv în această poveste. Au dăruit acestor fetițe de 5, de 3 și de 2 ani, fiecăreia câte o carte cu prințese și alte activități. Te invit să susții campania Povești de acasă, lansată de CCF Moldova. Un click distanță pe donații.md înseamnă să fii împreună cu acești copii. Povești îndulcite de domniță, cu grijă față de copii. Tu donează, Victoria Bank dublează. www.donații.md